Scandal la sediul administrației societății Gările Automoderne, unde reprezentanții guvernului și persoane din conducerea firmei private și-au aruncat replici dure. Asta după ce ieri a început trecerea autogărilor din Republica Moldova din gestiunea companiei în cea direcției pentru exploatarea imobilului ce aparține statului. Directorul Agenției Proprietății Publice susține că transferul nu are probleme legale, în timp ce compania privată califică acțiunile autorităților drept abuzive. Dar dumneavoastră cine sunteți? Dacă nu sunteți membru, vă rog frumos fără să te încăpiere, pentru că executarea actului se face de autoritatea publică. Da, reprezentați, totodată vă rugăm să părăsiți dumneavoastră încăpierea respectivă. Nimeni nu părăsește nici o încăpiere. Să părăsiți. Nu, nimeni nu părăsește. Este proprietatea statului. Noi considerăm că aceste acțiuni sunt abuzive, au ca obiect exproprierea investitorului privat din investițiile efectuate, pentru că, așa cum am menționat, APP dorește să retragă activele gărilor și stațiilor auto cu titlu gratuit și să le transmită unei întreprinderi de stat. Investitorul privat va continua să conteste aceste acte în instanța de judecată. Contractul între APP și Gările Automoderne a fost semnat în 2018. De atunci, firma și-a schimbat fondatorii de câteva ori, iar guvernul și-a asumat procesul de trecere a întreprinderii înapoi în gestiunea statului. Partenerul privat urma în fiecare an să asigure o garanție de bună execuție, fie sub formă de garanții bancare, fie sub formă de asigurare, în sumă de 5 milioane de lei. Aceștia nu și-au îndeplinit această obligațiune contractuală, respectiv este un temei de drept de rezoluțiune unilaterală a contractului. Am semnat ordinul de preluare, respectiv și de instituire comisiei de preluare și transmitere către întreprinderea de stat care va gestiona gările în continuare. Directorul Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto a declarat că susține intenția autorităților de a recupera gările auto și precizează că acest lucru trebuia să se întâmple încă din 2020. Noi, transportatorii, considerăm că gările de mult trebuiau să revină în gestiunea statului. Pentru că partenerul acesta privat, dacă îl putem numi partener, nu și-a îndeplinit obligațiunile sale investiționale nici la jumătate din ceea ce a promis, iar planul investițional trebuia să finalizeze încă în decembrie 2021. Faptul că este să îi împotrivesc, așteaptă oarecare decizie ce are și nu știu ce acolo, de fapt sunt niște motive așa de a tărăgâna procesul. În prezent, în Republica Moldova sunt circa 30 de gări și stații auto. Autoritățile dau asigurări că schimbările administrative nu vor afecta serviciile de transport public și nici activitatea angajaților.